Bună seara, sunt Tatiana Andrieș și chiar dacă ora este târzie, am decis să fac un tutorial pentru doamnele începătoare. Vom face o decorațiune pentru Crăciun, tipus în brăduț. Vreau să fie o surpriză, este ceva foarte ușor, ceva ce poate ați văzut și pe alte canale de YouTube. Însă eu vreau să lucrez în seara aceasta pentru dumneavoastră, doamnele începătoare, care sunteți întotdeauna alături. Voi folosi culorile pe care le vedeți pregătite aici, roz, roșu și alb. Roșu și alb sunt firul Bravo de la Schachemeier, iar culoarea roz este firul cristal. În seara aceasta nu vă uitați la mâinile mele, sunt urâte. De obicei, aceasta sunt eu, cea care muncesc în fiecare zi. Pentru filmat îmi făceam unghiile, în seara aceasta e târziu. Voi folosi croșetul numărul 3. Vom avea apoi nevoie de foarfece. Vom avea nevoie de două mărgeluțe negre, o mărgeluță roșie, sunt micuțe, o mărgeluță cu diametru de 1 cm, lipiciul lichid și răbdare. Răbdare, atenție! Acum eu voi începe lucrarea, voi începe culoarea roz, voi face un cerc magic în care pentru început voi lucra un număr de 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Deci avem 1, 2 și 3. Luăm firul odată pe croșet și vom continua lucrând un număr de alte 12 piciorușe duble. Deci, în total, vom avea 13 piciorușe duble. Avem deja 3. Și vom continua cu alte 10 piciorușe duble, iar noi ne întâlnim după ce am realizat acest total de 13 piciorușe duble, inclus cele 3 ochiuri de lanț de la începutul lucrării. Am lucrat cele 13 piciorușe duble, voi închide cercul magic și voi închide acest rând cu fir alunecat în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Deci fir alunecat. Vom scurta firul. Și vom închide această parte a lucrării în felul acesta. Acum vom adăuga firul alb. Rozul dăm deoparte, nu vom mai avea nevoie de el. Voi începe cu alb și voi face un prim ochi de lanț cu care mă voi atașa lucrării. Voi intra într-unul din piciorușe, indiferent în care. Voi intra cu firul alb, voi face 3 ochiuri de lanț, 1, 2 și 3, voi lua firul pe croșet și în același picioruș voi face cel de-al doilea picioruș dublu. Firul pe croșet, ne deplasăm către următorul picioruș dublu și vom face o mulțire și aici. În fiecare dintre cele 13 piciorușe din rândul anterior, noi vom face o mulțire, astfel că la sfârșitul acestui rând vom avea un număr de 26 de piciorușe duble. În același timp vom încerca un pic să prindem și capetele de fire
Deci ne vom deplasa către următorul și vom face din nou două piciorușe duble în corespondența aceluiași piciorușe. Deci noi ne întâlnim la capătul rândului cu cele 26 de piciorușe duble. Am lucrat cele 26 de piciorușe duble, voi închide rândul cu picioruș alunecat în cel de-al treilea ochi de lanț de la începutul acestui rând. Acum voi scurta firul și voi închide această parte a lucrării. De firul alb, apoi vom avea din nou nevoie, însă acum voi închide aici și voi face felul următor. Voi atașa culoarea roșie. Acum vom lucra un pic cu roșu. Voi face din nou acel fir, acel ochi de lanț de început și voi intra într-unul dintre piciorușe, aici din nou nu are importanță care este piciorușul. Deci voi intra în primul picioruș, voi face trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. 1, 2 și cel de-al treilea. Voi trage bine firul aici pe spate. Îl voi ține în modul să-l pot ascunde în timp ce lucrez. Voi continua, voi lua firul din nou pe croșet. Voi intra în următorul picioruș dublu. Voi face cel de-al doilea picioruș dublu. În următorul voi face cel de-al treilea picioruș dublu. În următorul vom face o înmulțire. Deci aici, în corespondența unui picioruș, vom lucra două piciorușe duble și vom continua cu alte trei piciorușe duble în următoarele trei piciorușe din rândul anterior. 2 și cel de-al treilea. Am realizat această parte. Acum vom întoarce lucrul. Voi face mai întâi un ochi de lanț, voi întoarce lucru și voi face o scădere dublă. Pentru doamnele începătoare, pentru a vă fi mai ușor, vom sări un picioruș, nu vă complic mai mult, vom sări un picioruș, vom intra în următorul, vom face un picioruș scurt, scurt, picioruș scurt, un nou picioruș scurt, iar aici avem două piciorușe scurt, două piciorușe duble la urmă, sărim unul dintre ele, intrăm în ultimul și facem din nou un picioruș scurt, un ochi de lanț, întoarcem lucrarea, vom sări un picioruș, vom intra în următorul, voi face un picioruș scurt, cel de-al doilea, cel de-al treilea picioruș scurt, intru greu cu croșetul, aici avem din nou două piciorușe scurte, vom sări un picioruș scurt, vom intra în ultimul, deci în felul acesta vom realiza o nouă scădere, vom închide.
Voi face un picioruș scurt, întorc lucrul din nou, sar primul picioruș și intru în cel de-al doilea, picioruș scurt, sar din nou și voi intra în ultimul picioruș. Deci facem o scădere de o parte și o scădere de cealaltă. Un picioruș scurt. Sări. Aici voi face ultimul. Un picioruș scurt. Voi sări unul. Voi intra în mijloc. Picioruș scurt. Și în ultimul. Acesta, iar aici un picioruș scurt în primul, un picioruș scurt în ultimul și vom închide lucrarea. În felul acesta am format căciulița. Cred că acum ați înțeles despre ce este vorba. Voi lăsa firul nu prea lung pentru că îl vom ascunde de desubt. Ascunde cu croșetul. Deci este simplu. Primul rând este format din piciorușe duble, iar următoarele piciorușe scurte cu scăderi de o parte și de cealaltă până când vom ajunge și vom închide lucrarea. Voi intra din nou aici undeva unde voi găsi un loc ușor pentru a ascunde și acest capăt de fir și uitați-vă, am făcut și această parte a lucrării, voi scurta firul, iar acum, ultima parte, vom face barba. Pentru aceasta, din nou, vom lua culoarea albă, voi face un ochi de lanț de început. Voi lăsa aici un picioruș liber, voi intra în următorul, cel de-al doilea, și greșesc, scuzați, deci în felul acesta, iar aici voi face un picioruș scurt. Apoi voi face 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, cu care voi forma un picot, pe care îl voi închide în piciorușul scurt. În felul acesta voi proceda pe întreg rândul. Voi trece în următorul picioruș, voi face mai întâi un picioruș scurt, trei ochiuri de lanț, 1, 2, 3, în piciorușul scurt voi închide picotul, voi trece în următorul, piciorul scurt, 3 ochiuri de lanț, un nou închidem picotul, un nou piciorul scurt, în felul acesta continuăm până la capătul rândului. Continua următorul. Vă mai arăt o dată, după care vom lucra singure. Închide picotul în piciorușul scurt. Continuăm următorul.
mai lucrez un pic cu dumneavoastră, să vă țin un pic companie. Eu dumneavoastră, dumneavoastră mie, chiar dacă suntem la distanță, eu vă simt aproape de mine prin like-urile pe care mi le dați. Vă mulțumesc foarte mult pentru like-uri, pentru comentarii. Vă mulțumesc că mă urmăriți. Vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase pe care mi le scrieți. Pentru mine înseamnă foarte mult. Așa cum spuneam și altă dată, îmi dau curajul să merg mai departe, chiar dacă, așa cum vedeți, uneori este nevoie să sacrific un pic, dar o fac cu mare drag, cu mare plăcere, din dragostea pentru lucru, din dragostea de frumos, din faptul că acel puțin pe care îl știu eu pot să-l împărtășesc cu doamnele începătoare care și ele doresc să învețe, să lucreze ceva. Acestea sunt lucruri foarte importante pentru mine. După cum ați observat, eu în ultimul timp mă adresez foarte mult doamnelor începătoare pentru că, așa cum ați văzut, de fapt, pe alte canale de YouTube se lucrează lucrări mult mai complexe. Vom ajunge și noi să lucrăm lucrări mai complexe, mai greoaie, însă deocamdată sunt alături de doamnele care sunt la primele arme. Mi place foarte mult când dintre dumneavoastră îmi scrieți, sunt o începătoare, îmi place cum explicați. Pentru mine este o mare satisfacție și de aceea vă mulțumesc că sunteți alături de mine și sper că veți rămâne în continuare. Sper că nu veți uita să dați un like la lucrările mele, că nu veți uita să lăsați un comentariu. Aceasta mă ajută moral, așa cum vă spuneam. Și chiar dacă zilele mele sunt încărcate, întotdeauna seara când ajung aici, în liniștea camerei mele, îmi găsesc un pic de timp să mă uit pe canalul de YouTube, să mă uit pe grupul de Facebook, când este posibil, vă spun și o noapte bună, pentru că uneori termin lucrul și mai târziu și nu întotdeauna sunt la oră prezent alături de dumneavoastră. Lucrând în felul acesta, uitați-vă, ne apropiem de sfârșitul acestui rând, veți vedea apoi că lucrarea va merge mult mai ușor. Odată ce am învățat ceea ce era important, pașii, veți vedea că totul va merge mult mai ușor. Deci am ajuns la capătul acestui rând. Ne uităm să vedem dacă suntem. Nu, trebuie să mai fac unul. Așa. Felul acesta, ultimul. Ultimul picior scurt, ultimul picot. În felul acesta. Din acest moment ne vom întoarce înapoi pentru a crea barba acestui Moș Crăciun. Și în ce fel vom face? Vom intra, deci nu în corespondența piciorușului pe care l-am terminat acum, în următorul, vedeți? Vom intra în corespondența acestui picioruș dublu, voi face un picioruș scurt, din nou trei ochiuri de lanț, voi închide un picot,
Vom repeta practic ceea ce am făcut până acum, doar că acum le vom face direct pe piciorușul dublu. Mă voi deplasa în următorul picioruș dublu, voi face un nou picioruș scurt. Trei ochiuri de lanț pentru a forma un picot. Vom închide. Acum cred că ați înțeles. Mă deplasez în următorul picioruș dublu, un picioruș scurt. Deci voi trece practic, așa cum ați văzut, pe dedesubtul piciorușului dublu și voi face piciorușul scurt. Vedeți? Intru dedesubt, trag firul și fac un piciorușul scurt. Felul acesta. Cred că ați observat. Cristi, băiatul care este editorul meu îmi spune vorbiți în continuu. Păi este normal să lucrez, să vorbesc în continuu, pentru că altfel nu se înțelege. Ați văzut modul în care am intrat pe dedesubt în felul acesta. Piciorul scurt, trei ochiuri de lanț. Vom închide și acest picot și vom continua. Deci ne vom opri cu un picioruș mai jos de aici, de unde am început. Deci în penultimul îl vom lucra. Acum vom lucra singure. Vă lăs să lucrați singure. În felul acesta se prezintă ceea ce am realizat până acum. Uitați-vă. Vom lucra singure. Am ajuns în corespondența penultimului picioruș, așa cum vă spuneam. De aici am pornit cu piciorușele scurte și cu picotul. Acum am realizat ultimul. Dar cred că pentru a fi un pic mai frumos și mai bogat, voi mai face unul. Deci voi mai face un picioruș scurt, pentru că vreau să aibă o barbă frumoasă, moșul nostru. Așa, voi închide picotul în piciorușul scurt, în felul acesta, după care mă voi întoarce din nou cu un rând mai jos și voi face un nou rând de piciorușe scurte urmate de picot. În felul acesta vom da un aspect mult mai plăcut lucrării noastre. Nu este greu. Acesta. Vom lua din nou fiecare picioruș dublu. În corespondența acestuia vom face ca și până acum un picioruș scurt urmat de 3 ochiuri de lanț cu care vom face un picot. Voi intra în următorul. Într-un mod greșit. Urăsc aceste croșete care sunt aici. Îmi este atât de greu să lucrez cu ele. Am comandat și pe Amazon un set, însă mă înfrunt mereu cu aceleași dificultăți.
vârfurile prea întoarse și mi-este foarte greu să lucrez cu ele. Nu sunt precum croșetele noastre de acasă, iar eu ca italiencele nu pot lucra. Nu pot să țin croșetul precum pixul. Și de aceea mi-este uneori foarte, foarte greu să fac anumite piciorușe. Deci continuăm. Să facem barba moșului. Îi închide și acest picot. Trei ochiuri de lanț, practic repetăm același lucru ca și până acum. Uitați-vă, iese bogată barba moșului, așa îmi place. Noi ne întâlnim când am ajuns la penultimul picioruș, de data aceasta penultimul. Am ajuns la ultimul picioruș, am făcut cele trei ochiuri de lanț, voi închide și acest ultim picot. Aici voi tăia firul. Voi închide lucrarea și voi ascunde firul pe spatele lucrării, în modul în care să nu se vadă. Voi trage firul așa, felul acesta, și îl voi ascunde aici dedesubt cu croșetul. Dumneavoastră, dacă nu puteți folosi croșetul, puteți închide cu coacul. Puteți ascunde cu coacul acest capăt de fir. Și am terminat și această parte. Acum voi ascunde și aici acest capăt. Voi face în modul în care să-i dau un pic de siguranță. Așa. Voi tăia capetele de fir alb. Iar acum, din nou, cu alb, voi face un alt ochi de lanț de început și vom face o mică bordură aici la căciuliță. Voi intra undeva aici în primul picioruș, după cum vedeți. Voi face cele trei ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Dar nu, cel mai bine ar fi să intru pe partea albă. Ar fi mult mai frumos să nu se vadă acea diferență de culoare roșie și albă. Voi intra în primul picioruș alb de aici, din direcția căciuliței. Voi face piciorușul scurt, care a însemnat un ochi de lanț.
după care voi trece în următorul, voi face un picioruș scurt, și repetăm aceleași trei ochiuri de lanț cu care vom închide picot în piciorușul scurt. Astfel vom decora un pic marginea căciuliței. Piciorul scurt, trei ochiuri de lanț, vom închide acest picot. Voi deplasa în următorul picioruș, astfel voi face ca totul să fie exact ca în poveste. Moșul cu barba albă, cu marginea albă la căciuliță roșie. Avem câteva piciorușe de făcut și terminăm și această parte. Și apoi vom trece să facem mustața, care va fi foarte ușor de făcut. Vom aplica ochișorii, năsucul și mărgeluța albă care va veni în vârful căciuliței. La mărgeluța albă vom adăuga un fir cu care apoi vom putea pune brăduțul de Crăciun, decorațiune. Aici voi face ultimul. Vedem cum se prezintă. La început mă gândisem să fac altceva, dar așa cum știți, da, așa. Așa. Foarte bine. Acum voi face ultimul piciorul scurt și ultimul picot. Voi închide lucrarea. Capetele de fire să le strângeți întotdeauna, pentru că le vom pune în jucăriile amigurumi pe care le vom lucra. Voi ascunde firul de desubt și acesta. Voi face modul în care să-i ofer un pic de siguranță. Vroiam să treacă ziua de astăzi fără să fac ceva, pentru că și mâine voi avea o zi foarte încărcată, zi de lucru încărcată. Deja știu ceea ce am de făcut și de aceea am spus, haideți să lucrez ceva, să ieșim un pic din stresul cotidian. Voi ascunde și acest capăt de fir roz. Vedem unde intrăm aici. Voi da siguranță cât posibil. Voi scurta. Mai întâi și mai întâi voi aplica ochișorii.
două mărgeluțe negre, micuțe, pentru că vedeți că căpușorul nu este mare. Le voi pune cu un pic de lipici lichid. Dacă doriți, le puteți coase. Eu prefer să le lipesc. Voi aplica un pic de lipici aici, în felul acesta va fi mai ușor să pun ochișorul. Aici pe mijloc voi pune o mărgeluță roșie care va ține locul năsucului. Dacă aveți o mărgeluță mai mare decât a mea, cu atât mai bine. Oboseală, aș spune cuvântul. Ajuta un pic de croșet și voi aplica aici năsucul. Iar acum ceea ce urmează să facem va fi o bucățică de mustață cu firul alb. Îl vom pune de câteva ori felul acesta. Nu vom face prea mare, pentru că deja este foarte, foarte bogat. Cred că atât este de ajuns. Această porțiune voi lega la mijloc, tot cu firul alb. În felul acesta voi mai face un nod. Dau mai multă siguranță. Acum voi scurta un pic capetele. Le voi pune în modul în care să fie în mod egal. Voi aplica din nou un pic din lipiciul lichid. Data aceasta direct aici pe mustață, unde am făcut nodul. Vom aplica mustața în felul acesta. Mărgeluța mare de care vă vorbeam, cea cu diametrul de 1 cm, o voi pune aici în vârful căciuliței. O voi lipi. Dumneavoastră, dacă doriți, puteți coase. O voi lipi în modul în care apoi să pot trece un fir cu care să pun
decorațiunea în brăduț. Aceasta este ceea ce am dorit să vă arăt în seara aceasta. Sper să vă placă. Dacă vă place, vă rog să dați un like, un comentariu. Eu, chiar dacă voi încărca tutorialul mâine, vă doresc noapte bună, pentru mâine o zi minunată, spor în tot ceea ce faceți și așa cum v-ați obișnuit în fiecare seară sau în fiecare dimineață când salut fetele din grup. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră și vă mulțumesc din nou că sunteți alături de mine. Sunt Tatiana Andrieș și ne vom reîntâlni cu un nou tutorial pentru doamnele începătoare. La revedere!